Orașul Drobeta Turnu Severin se îmbogățește cu un nou centru dedicat artelor marțiale mixte, odată cu deschiderea oficială a clubului Taurus MMA Drobeta. Sub îndrumarea sportivului de renume Alexandru Vâlceanu, clubul promite să devină un reper important pentru toți pasionații de arte marțiale din zonă. Clubul este fondat de Alexandru Vâlceanu, un sportiv cu o carieră impresionantă de peste 15 ani în artele marțiale mixte, kickboxing și alte discipline de contact. Începând cu anul 2018, acesta și-a dedicat experiența antrenoriatului, formând sportivi de toate vârstele și nivelurile de experiență. Instructorul este de asemenea fost membru al lotului național de jiu-jitsu tradițional, acolo unde a obținut numeroase titluri naționale, fiind recunoscut pentru performanțele sale în competiții de arte marțiale de contact. Totodată, acesta deține centura neagră și este un susținător al valorilor tradiționale ale artelor marțiale, pe care le îmbină cu tehnicile moderne specifice MMA-ului. Ce anume te-a inspirat pe tine să îți deschizi un astfel de club și să devii totodată instructor? Păi, în primul rând, în Drobeta Turnul Severin nu cred că exista o sală de, cu standardele europene pe care am creat-o eu. Tot ce vedeți aici e creat de mâna mea, de munca noastră și finanțele proprii. Și m-a inspirat faptul că sportul național merge din rău spre mai rău și consider că cineva până la urmă trebuia să facă ceva și toți acești băieți așteptau cu nerăbdare să antreneze undeva și am încercat să le creez condițiile optime ca să facă lucrul ăsta. Ce doresc să realizezi prin deschiderea acestui? Păi, după cum am mai spus, în primul rând să creștem valoarea și rezultatele sportului de contact din Drobeta Turnul Severin în Mehedinți, prin acumularea de medale naționale și de ce nu internaționale, bineînțeles. În primul rând, eu mă consider un formator, nu doar sportiv, cât și pentru disciplină, pentru sănătate, că de fapt despre asta e vorba, sportul înseamnă sănătate, în primul rând, și după aceea performanță. Dar aș vrea să știu de la ce vârstă poate cine dorește și este interesat să vină. În principiu, nu e vorba de o vârstă anume, e vorba de a fi puțin dezvoltat și nu doar fizic, cât și puțin mental, ca să putem înțelege despre ce e vorba. Ceea ce facem noi, MMA-ul, kickboxing-ul și partea de luptă la sol, nu e chiar o joacă de copii. Bineînțeles, totul se începe progresiv, dar vom încerca în continuare să-i formăm cât mai de mici și așteptăm să apară și rezultatele. Aș vrea să știu care este programul și cum poate cine este interesat să ia legătura. În principiu, programul de grupă este luni, miercuri și joi, de la ora 18:30, în fosta sală Drobeta de pe strada mare, locația este strada Traian, după cum spuneam, numărul 114 la etaj. Puteți intra pe Facebook, pe Alexandru Vâlceanu MMA și acolo o să găsiți un număr de WhatsApp. Renovarea și amenajarea sălii de antrenament au fost realizate integral din fondurile proprii ale fondatorului, un gest care subliniază dedicația și pasiunea acestuia pentru promovarea și dezvoltarea artelor marțiale în comunitate. Procesul de renovare a durat aproximativ 4 luni, timp în care spațiul a fost transformat într-un centru modern și funcțional, echipat cu toate facilitățile necesare pentru a oferi condiții excelente de antrenament. Daniela Saftei, cunoscut pentru performanțele sale remarcabile în competițiile de top, a fost invitat special la acest eveniment, acolo unde a împărtășit din experiențele sale și a oferit sfaturi valoroase tinerilor sportivi. Alexandru Vâlceanu, antrenorul acestui club, îmi este prieten și m-am antrenat foarte mult timp cu el. Și bineînțeles, fiind prieteni, ținem legătura tot timpul, știm unul de altul. Eu, de asemenea, am o sală la Constanța și ajung în Constanța. Și în momentul când el a deschis acest centru de arte marțiale, pot să spun, pentru care toate dotările necesare pentru practicarea artelor marțiale, am hotărât să vin să inaugurăm această locație. Ești multiplu campion național, internațional și mondial. Aș vrea să-mi spui mai multe despre activitatea ta. Da, de-a lungul timpului am practicat mai multe ramuri de sport de contact. Tatăl meu este un fost luptător, un practicant de lupte libere și mi-a implementat de mic ideea asta de sport. Am început cu lupte, după care am făcut tranziția către jiu-jitsu, unde am avut și rezultate atât la campionatele naționale, sunt campion național și campion balcanic. Am participat la campionate de Unified, la campionate de Kempo, unde sunt medalat atât la naționale cât și la campionatele internaționale. Am și meciuri profesioniste de MMA și momentan nu mai practic sport de performanță, mă antrenez pentru mine și antrenez la clubul Sharj din Constanța. Ce sfaturi ai pentru tinerii din ziua de astăzi? În primul rând le-aș transmite să își dea interesul foarte mult pe educație, pe școală. Școala să pună pe primul plan și asta nu le transmit doar copilor, ci și părinților, după care practicând un sport, nu neapărat un sport de contact, orice sport,
îi ajută pe viitor, adică nu au nimic de pierdut dacă practică și un sport, îi educă, îi disciplinează. Deci sportul nu poate să aducă decât lucruri bune în viața tuturor, că sunt copii, că sunt adulți, că sunt adolescenți, nu contează, sportul aduce numai lucruri bune. Astfel, Taurus MMA Drobeta își deschide porțile pentru copii și adulți, atât fete cât și băieți. Clubul oferă antrenamente de grup, unde participanții pot învăța și exersa tehnici de arte marțiale mixte, kickboxing și alte stiluri de luptă, sub îndrumare atentă a instructorului. Aș vrea să știu de când practici tu MMA și cine te-a îndrumat pe tine? Eu cu vorul meu stăteam odată și ne uitam și ne-am dat seama că nu ne place al sport și nu ne regăsim decât aici. Vreau să știu dacă ai câștigat vreodată vreun. Am ieșit de două ori campion național la Kempo, odată pe kickbox și odată pe full MMA. Ce te simți asta când ești acolo în ring? Mă simt cel mai fericit acolo, acolo îmi găsesc locul, acolo e liniștea mea. Început acum un an și două luni, ceva de genul, și îmi place sportul de contact. Cum te-a îndrumat pe tine spre MMA? Păi nu m-a îndrumat nimeni, eu m-am îndrumat singur, pentru că mi-a apărut foarte mult pe TikTok lupte cu MMA și asta m-a făcut să mă apuc de MMA. Deschiderea clubului Taurus MMA Drobeta reprezintă o oportunitate excelentă pentru toți cei interesați de artele marțiale. Fie că doresc să înceapă o nouă activitate sportivă, să se antreneze pentru competiții sau pur și simplu să își îmbunătățească condiția fizică și mentală.